Caravana Metropolis prezintă de la ora 21 în Parcul Alexandru Ioan Cuza filmul Borgman. Producția nominalizată la Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes din 2013 descrie o prezență sinistră pe străzile unei suburbii, un accident în peisaj care năruie fațada normalității din jurul unei familii cu trei copii și un cuplu arogant și plin de sine. Dr. Baumgarten? Yeah. Er is iets om ons heen, Richard. Iets wat buiten ons is en af en toe naar binnen glipt. La 12-14 septembrie, Balkanic Festival, ajuns la cea de-a patra ediție, își așteaptă fanii în grădina Uranus. Evenimentul va fi marcat de multe prezențe în premieră pentru România și artiști care se află în turneu cu albumele proaspăt lansate. Line-up-ul include show-uri explozive în care muzica balcanică fuzionează cu sound-uri electro și psihedelice. Tot în premieră, două trupe străine vor face Bucureștiul să danseze pe ritmuri de electro gypsy swingcore și gypsy fusion. De la ora 20, Berăria H își deschide porțile și invită bucureștenii să se distreze în cea mai mare locație indoor din oraș, unde vor putea experimenta unele dintre cele mai importante concerte și evenimente locale. Artiștii invitați în această seară sunt Holograf și Popa Șapcă. Dacă Holograf este printre cele mai de succes trupe din România, Popa Șapcă a devenit în scurt timp preferată a tuturor petrecerilor din oraș, repertoriul cuprinzând piese proprii și o mulțime de cover-uri atât din folclorul balcanic rusesc, cât și piese actuale, toate reorchestrate în stilul caracteristic al trupei.